calea spre a deveni un campion de săvârșit trebuie să știi să și pierzi. Cu cât acumulezi mai multe experiențe mai puțin plăcute, cu atât mai dulce se va simți succesul atunci când se va întâmpla. Sportul de înaltă performanță este mai mult decât orele de antrenament. Este un stil de viață 24/24, 7 zile din 7. Presiunea întotdeauna este un lucru foarte bun. Trebuie să știi de asemenea cum să gestionezi această presiune. Pentru mine, că s-a spus că am fost primul campion european la masculin, spre exemplu, a fost mai mult asumarea de responsabilitate, pentru că am vrut să continui acest trend, am vrut să îi fac pe toți cei care au crezut în mine sau care mă văd ca ceva special, că au dreptate și că nu a fost doar o întâmplare sau că chiar e the real deal toată treaba asta pe care o fac. Mi s-a întâmplat de multe ori ca organismul meu să nu ducă mentalitatea mea de 200% și pur și simplu să acumuleze atât de mult acid lactic în celula musculară încât să se oprească efectiv. Dar chiar și în acele momente, mentalitatea mea este să trag cât se poate de tare și să scot cel mai bun rezultat. Toate limitele sunt făcute pentru a fi depășite. Eu am ales să mă împac cu durerea, pur și simplu să o ignor atunci când apare. Eu și durerea suntem cei mai buni prieteni. Performanța vine când punem cărămidă peste cărămidă și fiecare cărămidă se construiește complet diferit. Good vibes over everything, basically. Ce mai rămâne de făcut este pur și simplu să mă distrez, notând cât se poate de repede.